să țin câteva perechi, să fiu sigur. Da, că e de acolo, da, nu? Și când e aproape de ouă, le dau drum. Le dau drum. Da, e una așa, boxe individuale, da. Închise, sunt foarte spațioase, mari, se calcă leger. Albastru ăla de acolo. Ăla de cu așa, clips că... verde, nu? Da. E nepot de-a lui Caniba. Celebru Caniba. Da? Da. E englez. Am cumpărat șodul la unul. E al lui Alistair Hook. Alistair, da. Alistair Hook, da. Da. Și am pedigriul la el și... Un crescător foarte cunoscut și valoros, într-adevăr. Da, da. Frumos. Am dus pe acolo... Nu știu dacă anul s-am dus din eu pe acolo. Nu mai da. Și asta e campioana mea, care mi-a dat campionul toții aia de fond maraton, că ea e de fond maraton. Da. Dar dacă în anul respectiv, că nu zbor porundei după pedigree și după linia care se trage, nu? Ei, că e de fond sau de viteză sau de maraton. Nu, după, dacă el merge bine la demifond, ce rost are să-l duc eu la maraton, că e de maraton? Îl țin la demifond în anul respectiv. Și am ținut-o la demifond în anul respectiv. N-am băgat-o decât la un fond. Ea a fost tardivă. Și la fondul ăla unde vreau eu să fac casă cu ea, aruncase și ultimul fulg. Da. Și ăla al treilea sau al doilea, nu mai știu care era de aici. Era căzut? Și o oase și un ou. Un ou la ouat în mașină. Și ați riscat? Da, și am riscat. Și mama ei a venit, mi-a venit până la 1. A fost un zbor de ăsta în Ucraina la vreo 500 și ceva de kilometri, 550 de kilometri. Mama ei mi-a venit până 1, că așa au venit porumbii. Și ea mi-a venit la 3, am tras emoții 2 ore, dar totuși mi-a clasat, a avut loc 100 și ceva. Mi-a clasat și a prins și asta. Bravo, îmi place. O matcă stabilă, deja bine cunoscută. Da. Ca și valoare, ca și... Uite, porumbița aia, de exemplu, e de la... Albastra, nu? Da, de la Marius Andrei, din porumbeii celebri al lui Marius Andrei de Fon, care i-a dat-o lui Adi Dragomir, că-i finăsul. Da. Acum, da, poate mă află așa. Adi mi-a dat-o mie, să-l scot și eu din ea, dar lui Adi i-a dat și acum un an un pui, care la un an de zile a avut locul 1 pe lansare la fond, la ultimul fond, și acum 2 ani a bătut toată lansarea cu o oră. Super. Puiul din ea. Deci reproduce bine. Da, de dragul meu. Deci reproduce foarte bine. Și i-am dat un cramer de la, un șaliu de la Șuchir. Și mi-a dat puiul ăia șalii. Și acum una peste alta mi-a dat și roșu tot șaliu. Vă umpleți de șalii acum, da? Da, da, da. Am dus și la Nea Petrică un șaliu, dar pe numele lui altul și o să fie pe podium, cred. Sigur. Sigur, după cum am văzut eu acolo, an de an aveți prestații excelente. Da. Unul dintre zburătorii... Ăsta cu fundă în gușă italian de la Ierbaru. A, da? Din cei care ați zburat la Columbodrom? Da, da. Aha, frumos. A avut, nu mai știu ce locuri, dar... A avut, acum 2 ani sau da. Când a avut și rezultate foarte bune. Ăsta e din lotul ăla care a câștigat și locul 1, dar nu el. Ăla s-a vândut cu... Știu că a avut mulți porumbei de valoare în anul respectiv, a avut niște poziții foarte bune. Da, da. Nu? Da. Și porumbița e jos, acolo, tot o italiancă, tot de la Ierbaru, care a avut locul 12 anul trecut în Super Derby. A, ăla periculos, nu? De la Rădăuță. Da, da, de la Rădăuță, unde ne-am întors cu... Da. Cu 180 de grade. Da, da. Ați dus ceva pui din perechea asta noastră pe Columbodrome? Din care? Din italieni? Da, am și din... Că nu sunt perechea amândoi. A, nu i-ați făcut pereche? Nu, i-am făcut, că el e... un porumbel din
Erau prea consanguini sau de ce? Nu. De zboruri mai grele. A, mai lungi. Și am dat-o pe șalia aia, care-i soră cu... N-am pe digriuate. E soră cu un loc cu unul de la Columbodrom, un super, nu știu care. Ea scrie acolo așa. Albastru s-a spicat? La 550 de kilometri a fost derby. Aha. Albastru l-a spicat care a zburat acum? La care coboară? Aaa, ăla-i de la Dincă. De Dincă știți? Dincă Cristian. Da, cum să nu știu? E frate cu unul din campionii de Ardena al lui Dincă. Cristian. Știu, am fost și la dânsul acasă. Da, da. Aveam mulți porumbei de la domnul... Șuchiru. Șuchiru, da. Da, da, da. Știu. Și ăla e frate cu unul din campionii lui de la maraton. Avea ca acum câțiva ani de zile niște prestații foarte frumoase la Donets. Vă aduceți aminte? Da, 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 da. Când visam eu să am și eu măcar un porumbel în prima zi. Și când m-am mutat aici, am început să mă ocup de ei, în primul an la maraton, am avut 9 într-o zi. Ia uite bă, visul meu era să am 1. Și anul ăsta mi-a dat Dumnezeu, dacă m-am ocupat de ei, 9 porumbei la 1000 de kilometri în prima zi. E ceva. Este, așa e. Super, felicitări! Haideți să mai stăm puțin de vorbă acum și despre pasiunea noastră, da? Da, domnule.